În Sălaj vor fi construite 7 noi grădinițe. De acestea vor beneficia comunitățile din mediul rural după ce guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru realizarea proiectului Reforma Educației Timpurii în România. Vor fi construite grădinițe la Sălățic, Tihău, Peceiu, Sărmășag, Cheud, Ip și Crasna. Inspectorul școlar general Ioana Brudan a declarat pentru Craiul Sălajului că localitățile unde vor fi construite grădinițe au fost alese datorită numărului mare de copii preșcolari. 6 din cele 7 grădinițe vor avea program normal, iar cea de la Crasna program prelungit. Ministrul Educației Cătălin Baba estimează că lucrările de construcție vor începe în luna septembrie, iar în zilele următoare vor fi demarate procedurile de licitație, primul pas fiind publicarea ofertelor pe SEAP.